Vă salutăm din nou la un nou studiu al Școlii de Sabat. Ne-am propus să salutăm cu fiecare ocazie a fiecărui studiu, a fiecărei dezbateri, un anumit gen de ascultători, de urmăritori, din persoanele care ne urmăresc pe internet. De data aceasta dorim să salutăm pe cei care ne urmăresc din Republica Moldova. Ne bucurăm că putem să fim de folos în felul acesta. Avem și aici frați care sunt din Republica Moldova. Ne bucurăm să putem fi frați cu toții în Domnul Amin. Hristos. Vă salutăm și pe dumneavoastră, cei care participați la dezbatere. Bine ai revenit, Marius. Bine ai revenit, Sergiu. Învățători mincinoși este subiectul pe care l-am studiat, îl studiem săptămâna aceasta la Școala de Sabat. Mie îmi place textul de memorizat, foarte scurt, care este, adică în ce fel textul de memorizat are relevanță în acest context al învățăturii mincinoase, zice, sfințește prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Adică, da, Sergiu. Da. Și eu citeam versetul de memorizat, eu chiar când am citit titlul, mă așteptam să găsesc un text de memorizat de tipul ei vin îmbrăcați la voi sau așa, după roadele lor îi veți cunoaște. Da. Mie mi se pare că autorul țintește într-o altă zonă prin textul de memorizat. Autorul țintește foarte mult la soluție. Adică, cred că lecțiunea asta și abordarea temei învățătorilor mincinoși poate avea două aspecte. Și nu cred că unul ar trebui să fie dat la o parte total, ci doar că aspectul prioritar este cel subliniat de textul de memorizat, nu celălalt. Adică, studiem despre învățătorii mincinoși, dar nu e tema centrală asta. E ca și în cazul celor care sunt instruiți să descopere bancnotele false da. Și studiază bancnotele adevărate. Da. Cum deci arată? Tema centrală este cealaltă. Ce face este Biblia? Cuvântul tău este adevărul. Asta este cel. Și doi, ce face Biblia în viața ta? Și vreau să vă spun că învățătorii mincinoși, din păcate, nu au nici elementul 1, nici 2 din versetul ăsta. Adică, ce mă uit adică eu? Nici sfințire. Nici sfințire, nici adevăr. Mă uit așa, cam fără excepție, cu pretenții inițiale uneori foarte mari, mai toți cei care au venit vin și cred și cei care vor veni, când s-au atins de adevăr, de adevărul pe care noi îl înțelegem pe baza studiului și îl înțelegem comunitar, ca și popor, au ajuns să aibă o viață destul de departe de elementul sfințirii. Și Petru exact asta spune. Exact asta afirmă că ajungi la un fel de libertate, cum o credeau ei, libertinism în realitate, nu e libertate în Hristos. E așa Eugen, vreau să spun două lucruri. Primul, vreau să-l întreb pe Sergiu, a spus un lucru foarte adevărat și vreau să-l discut lucrul acesta. Adică, zice, când s-au atins de adevăr, vreau să nu trecem... în ce sens? Deci eu cred că e o întrebare foarte bună. În ce sens este adevărul un criteriu și cum este el afectat de învățătura mincinoasă. Asta e partea dar asta aici da, mi-ai ridicat Marius. Asta e partea mingea. A doua. Da. Vreau să spun partea întâi. Să nu uit partea a doua. Eu cred că ne atingem de adevăr din perspectiva asta a unui om care se apropie de Biblie. Nu vorbim de celelalte categorii pe care le-am întâlnit în lecțiunea trecută. Da, adevărul științific, de Biblie. Adevărul, da. Sunt unii care neagă un anumit adevăr biblic și fac un foarte mare rău scripturii și ascultătorilor, da? Pentru că în momentul în care negi ceva ce spune Moise în Geneza 1, 2 sau 3, indirect tu te atingi de tot ceea ce spune Moise. Înțelegi? Dacă Moise nu a fost inspirat acolo, te atingi și de Exodul 20. Și de aici întotdeauna când cineva se atinge de adevăr, până la capăt de drum ajunge și la dimensiunea morală. Doi, unii neagă adevărul și ducându-l în extrema, să zicem, a binelui. Exact ce a făcut Eva în paradis. Cu adevărat a spus și Eva ce zice? Nici să nu ne atingi. Dintr-un exces. Da, dintr-un exces. Bine, dar asta nu e. Dintr-o exagerare. Da, da. Și atunci un copil care ascultă pe părintele lui că îi spune... să nu faci, nu asta, ci pune limita dincolo, el își dă seama că trecând limita pusă de părinte, artificial, nu se întâmplă nimic.
Și atunci va trece și de limita pe care a pus-o Dumnezeu. De asta Scriptura, când vorbește de adevăr, ne spune să nu ne abatem nici și nici să nu adăugăm și nici să nu scoatem. Exact. Îmi permit și eu să dau un răspuns, ca să... Ana Arendt, ea este de o altă factură, dar spune un lucru de mare valoare. Realitatea, adevărul, are cumplitul criteriu de a fi de neînlocuit, de necontestat. Este ca și cum mă duc la minus 20 de grade și spun, vai ce cald este, vai ce bine mi este. Exact. Și nu pot rezista mai mult de 5 minute, 10 minute. Așa este și cu confruntarea, cu... Observ și ăsta era primul lucru pe care vreau să spun în afară. Eu vreau să mulțumesc, din inimă, vreau să mulțumesc acestor învățători greșiți. Ei îmi creează, să zic așa, cum spune Sergiu, îmi ridică mingea la fileu. Și este motivul care mă împinge să studiez mai mult, pentru ca să descoper adevărul, este motivul care, pe de o parte, mă îndeamnă să fiu apologet. Din dragoste pentru adevăr, eu trebuie să stau la adevăr. Adică dacă cineva vine și îmi spune că unul și cu unul fac cinci, eu, ca un om rațional ce sunt, vin cu autoritatea care este cuvântul lui Dumnezeu și de aceea mă împinge ca să-i dovedesc că este greșit. Deci eu îi mulțumesc că el există. Da, eu, Marius, am trecut la versiunea 2 a acestui... Deci eu chiar îi mulțumesc acestui învățător mincinos și nu e unul. Eu știu că lui Sergiu, probabil că el ca un element care este activ în biserică și ca păstor, poate că simte deranjant. Nu, eu am trecut la versiunea 2, care înseamnă ignorarea. Eu vreau să vă spun că nu-mi pierd timpul cu învățătorii mincinoși. Cu învățăturile uneori... Eu nu vorbesc de o chestie personală. Da. Eu vorbesc de o chestie față de adevăr. Adică eu nu discut cu el într-o relație eu-tu, ci eu discut în relație cu adevăr. Adică vreau să văd dacă ceea ce există și se spune se acoperă în cuvântul scris. Acum, și nu se acoperă. Eu zic că e bună atitudinea lui Sergiu, dar în anumite cazuri e bine și o atitudine da, de defensă, acum, știți de care este? Pentru că suntem în e contextul... Suntem, e bună. Suntem în contextul învățătorilor mincinoși. Ce constat eu la mine? De foarte multe ori învățăturile mincinoase, negare sau exagerare, nu merg în zona noastră adventistă pe negarea unor adevăruri, ci pe exagerare. Și în fața unuia care exagerează, în fața unuia care exagerează, e extrema, când discuți cu el, tu ajungi să te poziționezi tu în cealaltă extremă, ca într-un fel să contrabalancezi o idee. Și la Trinitate, nu este atât o negare la un moment dat, cât este o accentuare a unui aspect da. din doctrina aceasta. Da. În ce situație era biserica din timpul lui Petru? Deoarece Petru ia o decizie și atât de ferm condamnă pe acești învățători mincinoși, deci ei se confruntau și cu persecuția, se confruntau și cu ereziile, nu? Noi astăzi ne confruntăm în zona noastră, ne confruntăm doar cu anumite cazuri de învățători falși, nu? Învățături false, erezii, persecuția nu prea avem de-a face deocamdată. Păi este amintit de exemplu Balaam, un exemplu. Mm-hmm. Pentru câștig, nu? După ce au părăsit calea cea dreaptă, au rătăcit, deci apropo de ce se spuneam, ca să facem o legătură, deci după ce au părăsit calea cea dreaptă, au rătăcit prin această negare a unui adevăr și au urmat calea lui Balaam, fiul lui Bosor, care a iubit plata fără de legii, dar a fost mustrat aspru pentru călcarea lui de lege. Acum, Viogen, văd în pasajul nostru din 2 Petru 2 cu 1 în continuare, văd trei aspecte importante care le putem identifica la învățătorii mincinoși. Și uneori pot să fie toate trei, în alte ocazii doar unul, sau în alte ocazii o combinație de două elemente. De obicei,
elementele pe care Biblia le prezintă aici sunt elemente pentru care în biserica noastră cineva nu are dreptul de predicare, îi se retrage. Fie pastor, fie prezbiter, fie membru, îi se retrage dreptul de predicare. Pentru oricare din astea trei. Și el ține neapărat de coarnele altarului. Și el eu am adevărul, domne, și e problema că e ascultat. Da, și domne, eu n-am mai auzit un vorbitor ca el. Uitați care el m-a adus la Dumnezeu, că e chiar argumentul ăsta, știi? Eu vorbesc de un exemplu. Deși ar fi bine să spunem pe nume, să nu rostim nume. Evităm. Aici vreau să vă spun care sunt cele trei elemente. Unu, strecurau pe furiș erezii nimicitoare. Asta e primul element. Primul element este doctrinar. Da? Erezii nimicitoare. Elementul numărul 2. Mulți îi vor urma în destrăbălările lor, zice versetul 2. Aproape fără excepție, dezbinare. Am văzut, nu, destrăbălarea este componenta morală. Morală, da. Morală. Și încă o ciudățenie aici. Am constatat cu cât cineva este într-o extremă în care predică morala și vede și haine și numai asta el vede, de obicei extrema chiar acolo asta are probleme. Ajunge în cealaltă. E o falsitate. Pentru aici. Că în fața păcatului ascunde propriu, o chestie, da. Unul ori distruge Biblia, ori distruge pe cei care crede el că au același păcat. Și a treia componentă a învățătorilor mincinoși este prezentată, o anticipai tu foarte frumos, în lăcomia lor vor căuta ca prin cuvântări înșelătoare să aibă un câștig de la voi. Știi, este banul. Și aici sunt, la capitolul 3, sunt câteva faze. Prima fază este învățătorul mincinos primește cât îi se dă. La început. Nu mai e mulțumit. În faza a doi, începe să critique orice la nivel financiar, să critique biserica, să critique ca să primească mai mult. Dar faza a doi este și asta ține puțin. Și atunci se trece la faza a trei, care este faza deja profesionistă, se prezintă un proiect. Și noi, adventiștii, suntem sensibili foarte mult la câteva proiecte. Proiecte misionare, proiecte educative sau proiecte de sănătate. După faza 3, deja se vede că banii au fost deturnați, că așa, și se încheie. Eu sunt în Spania de vreo 10 ani și văd cam la 5 ani se naște câte o mișcare de asta. Am venit în 2006, era o mișcare în toi, a murit, după aceea a venit un altul, iar cu proiecte, iar frumos, a venit la un dat chiar Gambeta pe aici. Zilele acestea trăim iarăși. Fără nume. Da. Hai, fără nume. Da. Poate chiar e bine să facem o emisiune, pentru că lucrurile acestea, așa cum vorbim de Balaam, au nume astăzi. Da, și ele trebuie expuse nu pentru a vorbi împotriva unei persoane, exact cum spunea Sergiu despre ignorare. Nu e nimic personal aici, ci este vorba de dragostea de adevărul lui Dumnezeu. Noi nu avem, adică argumentul acesta ad hominem împotriva omului, ci împotriva ceea ce el reprezintă, care este ideea care îl animă pe om. Iată de ce eu îi mulțumesc acestui învățător, pentru că el ca idee poate să-mi expună ceva ce este nociv, ceva ce este toxic și de aceea trebuie expus. Dar n-am nimic personal. Ești un caz fericit, gândește că n-am nimic personal. Petru numește aceste erezii nimicitoare, pentru unii s-ar putea să aibă. Eugen, aici la acest capitol, la acest capitol mă doare, mă frământă și mă rog pentru cei care sunt noi botezați, am avut situații în care unii chiar încă nu intraseră în biserică și au fost atinși, dar când un membru care are ani de zile în biserică, care are Biblie în mână și care s-a format și cunoaște doctrina, îmi pare rău pentru el. Dar dacă ajunge aici, în primul rând că eu ca om nu mai am ce să fac pentru el. Pentru că e ca un virus, ca varicela, e vorba asta spaniolă, trebuie să o trăiești și să o suferi, că după aia te vindeci. La capitolul ăsta nu prea ai ce să faci. Când omul a prins ideea, trebuie să meargă până la capăt. Apropo de corupere. Ce spune Pavel în legătură cu asta, au părăsit dragostea de adevăr. Nu, apropo de asta, spune și Petru. Da. Spune și Petru aici și vreau să discutăm lucrul acesta. Capacea toxică a ideii, unde te duce? Zice așa, ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii decât după ce au cunoscut-o să se întoarcă de la porunca sfântă care fusese dată.
Ideea aceasta că mai rău... spune mai înainte. Zice, se încurcă iarăși și sunt biruiți de ele, starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea din tâi. Știi cum e? La punctul acesta și vreau să discutăm partea asta. Și de ce este așa? La capacitatea toxică, aici vreau să spun că un element pe care l-am observat este partea aceasta obsesivă cu un anumit adevăr. Adică noi putem vorbi despre 100 de teme. E în momentul în care cineva descoperă o ciudățenie, pentru el nu mai există nimic altceva. E ca discul ăla de pe vremuri de plastic, se rupea și cânta un pic și iar se întorcea acolo. Mereu și mereu aceeași temă obsesivă la mine. E ideea asta, Sergiu, ortodoxia mea este erezia ta. Dom'le, eu trebuie, aici avem o reformă, aici trebuie să facem, adică eu așa, asta este discul care este. Acum vorbim de libertatea în Hristos. Acei învățători falși aduceau ideea unei libertăți, așa cum și Satana i-a adus lui Eva ideea aceasta a unei libertăți. Că dacă... Acum, în vremea lui Petru, erau două tipuri de, și a lui Pavel, două tipuri de învățători falși. Erau cei care mergeau în extrema hedonistă. Da, trebuie să te bucuri de viață, trebuie să... și aveau componenta asta morală destul de serioasă. Dar erau și ceilalți din partea cealaltă și zice Pavel, ei interzic asta, interzic asta. Ultraconservatoare. Dar și ăștia au aceeași problemă morală după aceea. Da, problema e că aveau aceeași probleme morale. Chiar dacă teoria era în două extreme, era de două tipuri, până la urmă aveau probleme morale și unii și alții. Libertatea în Hristos este cu totul altceva, te eliberează de păcat, nu? Asta e ideea pe care aici vreau când, să o... când studiem în Scriptură tema aceasta a libertății și vorbim de libertatea în Hristos, vedem că există două tipuri de libertate. Există libertate în cauză și libertate în efect. Adică, există, eu am libertatea să merg cu mașina cu 120 la oră prin oraș. Îmi iau libertatea asta. În cauză, eu sunt liber, dar în efect nu mai sunt liber. Eu prefer să am robia în cauză și să merg cu 50 la oră și să am libertatea în efect. Spune Pavel că totul este permis, da, totul e îngăduit, dar nu totul este de folos, nu totul zidește, nu totul te face mai liber. Un tânăr vrea să-și ia libertatea să probeze drogurile. Păi dacă vrei să o faci, poți să o faci. Numai că efectul înseamnă robie. Un altul alege să fie rob aici, să respecte niște principii și este liber. Avem în România un cărturar care se numește Gabriel Liceanu și el vorbește foarte mult despre libertate. El are chiar teza lui de doctorat, vorbește despre peratologie, adică implicația limitei. Libertatea dispare în momentul în care limita dispare, iar libertatea plenară este înțelegerea limitei. În felul acesta îl înțeleg și pe Domnul nostru Iisus Hristos, care, Dumnezeu, care pune în jurul nostru exemplul acela frumos cu gardul care ne protejează. Ori îndepărtarea acestui gard nu este eliberare, ci nu este eliberare, ci este robie. Este încălcarea și libertății. De aceea l-am amintit pe Liceanu, pentru că noi trebuie să conștientizăm această valoare de neschimbat a limitei. Exact. Și Domnul Hristos tratează tema aceasta întoarcerii la păcatele pe care le-ai făcut în trecut. Și foarte, foarte dur și Domnul Hristos arată situația aceasta drastică în care ajunge omul, nu? Să se întoarcă 7 duhuri în loc de unul. Aici era punctul care vreau să discut cu Sergiu. Cum îți explici că oamenii aceștia nu mai pot fi recuperați? Acum, eu nu vorbesc aici de nerecuperare, Marius, ci eu vorbesc de altceva. Omenește vorbind, nu poți să faci nimic pentru ei. Și doi, este ca o ieșire de pe autostradă. Dacă ai intrat pe o ieșire greșită, păi trebuie să mergi până la capăt și după aceea să te întorci. Unii sunt recuperați pe final de viață, dar cei care au primit influența lor, uneori copii, alteori
cei din familie apropiați, nu se mai întorc niciodată. Din ce cauză se întâmplă lucrul acesta? A trebuit odată să consiliez un psiholog. Era o problemă de familie și a trebuit să... Problema care este? Că orice îi spuneam eu, și eu anumite lucruri chiar căutam să-i le spun din suflet, el le interpreta exact ca metode de terapie. Da, zice, tu acum îmi zici asta pentru că... Da, și n-ai ce să-i faci. Pentru că un om care refuză ceea ce Dumnezeu a spus, după ce a și trăit lucrul ăsta, este extrem de greu să mai facă o schimbare. De asta Domnul spune, pleacă Duhul, găsește casa curată. Și aici vreau să fac o precizare. În biserică găsim ce e mai frumos în lumea asta și găsim, din păcate, și ce este cel mai urât. Apropo de asta, zoologia împărăției, că sunt vulpi. Da. Și, adică noi trebuie să... Na, și are un predicator care vorbește de bufnițele apocalipsei, de da. Cocoșii profetici, nu? Cei care cântă că... Da. Ideea este că trebuie să avem grijă. Și oarecum îl înțeleg pe Apostolul Petru, îl înțeleg și pe Sergiu. Există o răspundere pentru valoarea unui suflet care poate fi dezechilibrat printr-o idee eronată. Aici? Avem, adică vreau să spun, noi cei care ne expunem păreri în public avem o responsabilitate, o greutate și de aceea trebuie să fim foarte atenți când deschidem gura ce spunem. Iar ca ascultător, pentru că eu mă pun în postură dublă, pe de o parte ca vorbitor, deocamdată am o oarecare libertate față de Sergiu, mă pot privi și ca... El nu are aceea de ascultător, are aceea doar de vorbitor. De eu ca ascultător să am această capacitate de a închide și deschide urechea. Dar urechea se deschide funcție de cum creierul comandă. Și avem nevoie ca să ne antrenăm, cum spune foarte bine, să vă încingeți duhul minții voastre, adică să căutăm să studiem, să căutăm să ne rugăm lui Dumnezeu, pentru că nu tot ce zboară se mănâncă, nu tot ce se spune este adevărat. Chiar dacă vorbește el frumos, chiar dacă e așa, știi, ca un fel de vorbește Dumnezeu din ceruri. Nu. E posibil să fie cel rău. Aici, Marius, o spun ca pastor, cea mai importantă muncă pe care o putem face și caut să o fac, este la nivel preventiv. În zona ereziilor, tratamentul de obicei are mică rată de succes. Prevenția însă face foarte mult. Și caut și la pregătirea pentru botez, și în predicare, și în discuții, și în vizitare, la nivelul acesta preventiv. Doi, să promovăm studiul. Exact. Să promovăm studiul selectiv. Adică noi nu avem capacitatea, mulți dintre noi nu au capacitatea să poată deschide să cauți pe Google, să cauți o temă și să poți spune, pagina asta nici nu merită să o citesc, pagina asta e de neîncred, nu merită crezută. Adică noi nu știm, noi credem că tot ce... Să ne formăm un filtru care să selecționeze. Deci să avem filtre. Care să selecționeze ceea ce... Da, și filtrele țin de ceea ce în biserică, eu cred că un adventist după 5-6 ani de ședere în biserică, de ședere activă, da, ar trebui să aibă deja un sistem. Ori cineva care are un sistem dogmatic, apoi un sistem de înțelegere a Scripturii și de studiu, omul acesta deja are destul de multe filtre. Aș vrea să mai spun ceva. Poate o să fie surprinzător, însă m-am întrebat de ce Dumnezeu îngăduie ca aceste lucruri să vină. Cred că lucrurile acestea vin și funcție de evenimente istorice. În momentele de persecuție nu vin ereziile. Atunci trebuie să supraviețuiești, pentru că efectiv persecutorul vrea să te termine. Uh-huh. Și dacă ai crezut, vine către tine și vrea să te distrugă, dacă renunți la credință, te lasă în viață.
în vremea de liniște, de prosperitate, de avans economic, încep ușor, ușor să vină și de ce Dumnezeu îngăduie. Eu cred că ne-am lenevit în a studia. Îmi dau un răspuns, e posibil să fie greșit. Și de aceea îi mulțumesc învățătorului mincinos. Că mă pune să studiez și mă pune să caut. Unu. Răspunsul tău în ceea ce spune Pavel, nu? Că au lepădat dragostea față de adevăr și atunci sunt pradă. Bineînțeles. Da, practic, de multe ori, lucrurile cred că merg prin zona aceasta, Marius. Nu studiem sau studiem lucruri deja și omul are deja multe întrebări în viața lui, multe interogații, dar mocnesc acolo, rămân în mod latent. Și în momentul în care se întâlnește cu învățătorul mincinos, se recrează cadrul din paradis. Pentru că asta spune Ellen White foarte frumos, șarpele de fapt i-a pus Eve, a citit-o. Exact. Ea avea exact aceeași întrebare. Era și atunci pregătit în mintea Evei ce căuta. Ea a găsit în șarpe doar o exprimare concretă a preocupărilor din minte. Și de asta, când cineva pleacă pe drumul acesta, eu consider că este boală incurabilă. Că unii, după ce au trecut, ați văzut, că și de când erau epidemiile astea în Evul Mediu, mai era câte unul care scăpa. Apropo de nu studiem, vreau să mai spun și lucrul ăsta și cred că o să tac. Avem pe piața Evangheliei taraba plină. Ce face omul? Nu mai pune mâna pe Scriptură. Lasă acolo, probabil că lucrează la birou sau lucrează la ceva și își pune căștile sau ascultă frumos pe X, pe Y. Lucrul acesta nu că am ceva cu predicatorul X, predicatorul Y. Ei predică foarte bine. Ideea este eu ca cercetător, nu mă mai aplec asupra cuvântului lui Dumnezeu, nu mai pun mâna pe Scriptură și iau de bun doar ce spune X, Y și Z. Ăsta nu este studiu. Da. Nu am nimic cu pastorul X care predică frumos. Am cu ascultătorul care înlocuiește studiul cu ascultatul predicii. Da. Și ne-am desensibilizat față de cuvântul lui Dumnezeu, ne-am desensibilizat față de cherigma, față de predicare autentică. Pentru că există foarte multă predică și foarte puțin studiu. Aici aș vrea să mai adaug un element legat de învățătorii mincinoși. Învățătorul mincinos, de multe ori în învățătorii, sau unii dintre ei în naivitatea lor, vin cu ceva nou, trebuie să vii cu ceva nou. Problema este că doctrina noastră, învățătura noastră și învățătura Bibliei reprezintă un sistem. Adică dacă tu schimbi ceva, adică cineva care nu mai crede un lucru. E un lanț. Problema este că de multe ori dă dovadă de incoerență. Pentru că el nu crede doar lucrul acela. Dar în realitate, dacă ești consecvent cu tine și cu ceilalți, trebuie să-ți asumi și implicațiile la primul nivel, la al doilea și implicațiile până la capăt. Pentru că în momentul în care tu nu mai crezi despre sanctuar, despre judecata de cercetare, sau nu mai crezi în zona Trinității, implicațiile sunt și la hermeneutică, la revelație, la spiritul profetic și așa mai departe. Și din păcate, unii care ascultă, așa cum spuneai tu, Marius, doar pe internet, oamenii aceștia iau un pas, dar nu sunt conștienți de tot drumul. Exact. Da. Și apoi nu este nimic nou. Da, ideile acestea au mai, ideea fost. Aceasta cu Dumnezeu nu pedepsește au fost. E vechea idee umanistă a Evangheliei, în care există așa o bunătate din aceasta fără principii și ajunge să... ieftin. Da. Apoi ideea aceasta antitrinitariană. Ea se repetă la câte 5-600 de ani. Aici nu, se mai poate inventa nimic din ceea înțelegeți? Ce... Păi nu, problema este că oamenii sunt activi și în bisericile din Madrid sunt vreo 4-5 care iar vin cu ideea aceasta că Duhul Sfânt nu este Dumnezeu, da. Duhul Sfânt nu este persoană. Pentru că trebuie să fim foarte categorici. Și se spune că, de fapt, această idee a Trinității este o împrumutare de origine catolică, când ea este bazată pe cuvântul lui Dumnezeu. Și vreau să amintesc și aspectul acesta, pentru că veni vorba de studiu, dezbaterile pe care le avem înregistrate și le difuzăm, nu le postăm pentru a înlocui studiu personal al Scripturii și al studiului școlii de sabat.
Cum tratează Dumnezeu păcatul este un alt aspect care trebuie să... De obicei, cei care vin cu învățături false... Dumnezeu nu pedepsește. Exact. Cei care vin cu învățături Dumnezeu false se axează pe faptul că Dumnezeu este foarte bun și nu intervine ca să... Da, sau invers. Dumnezeu nu nimicește. Acum, dacă citim Noul Testament și vedem cum trebuie să ne raportăm la învățătorii mincinoși, vă spun că uneori mă simt și omustrat, pentru că nu am atitudinea asta pe care Biblia mi-o prezintă. Eu te felicit. Da, n-am cred reușit. Că așa e bine. Nu, eu cred că așa e bine. Eu n-am reușit de fiecare dată, da. Ideea care este, văd aici în învățătura mincinoasă două momente. Și cred că ascultătorii noștri pot să identifice aceste două aspecte. Văd drumul acesta în care o persoană are întrebări. Și aici, pentru o persoană care are întrebări, trebuie să fie toată rugăciunea și toată răbdarea. Văd și persoane care au neclarități și mi-au spus, uite, eu am neclaritatea asta, o păstrez pentru mine, rugați-vă, vreau să studiez, vreau să discut. Până aici e zona, dar există partea de dincolo de graniță, în care o persoană deja nu mai are întrebări, se îndoiește de orice, mai puțin de certitudinile lui. El are și intră în zona militantă. Un om care are certitudini în zona doctrinară și este militant și este împotriva ceea ce a declarat el ca dogmă, ca punct de credință, legământ de botez, omul acela consider că a trecut granița și el de fapt nu mai aparține trupului lui Hristos, a corpului de credincioși. Da. Și în Vechiul Testament, Dumnezeu, pe de o parte, vedem că e îndurare și vine un moment în care Dumnezeu spune până aici. Vreau să te întreb, Sergiu, că aici nu mai e timp. Da, trebuie să încheiem, da, okay. Da, e târziu deja. În privința aceasta, ce facem cu cei care ajung tocmai la necredință, datorită acestor episoduri din Vechiul Testament, de exemplu potopul, când Dumnezeu a nimicit întreaga omenire, Sodoma și Gomora. Și alte evenimente, da, de genul acesta, din cauza aceasta ajung la necredință și spun că nu pot să se încreadă. Asta vreau să întreb pe Sergiu, adică asta era partea instituțională. Eu aici, adică în ce măsură ia cuțitul și taie. Da, eu pe mine mă preocupă este foarte necesară... mult când cineva ajunge la necredință din cauza mea, din cauza ta, din cauza noastră. Că eu nu trăiesc așa cum trebuie. Partea cealaltă cu potopul, cred că este partea lui Dumnezeu. Și îmi place o afirmație pe care o făcea un distins coleg în capitolul acesta, subscriu la ceea ce spunea, noi suntem chemați să-L iubim pe Dumnezeu așa cum se descrie El, chiar dacă anumite lucruri nu le înțelegem nu ne convin. Decât să ne facem un Dumnezeu după chipul și asemănarea noastră, că așa e foarte ușor să-L iubești pe Dumnezeu dacă îl faci cum... În momentul în care cineva nu crede ce spune Scriptura în cazul potopului, încet, încet, și am văzut oameni de tipul ăsta, ajungi să nu mai crezi nici în ceea ce s-a întâmplat pe Golgota. Pentru că și la potop, și la Golgota, și la a doua venire, este același Dumnezeu care este pe deplin bun și pe deplin drept. Deci noi avem un Dumnezeu pe care trebuie să-L iubim, chiar dacă nu-L înțelegem multe aspecte. Vreau să fac o precizare, fiindcă vreau doar să spun că biserica nu greșește când acționează instituțional. Și este în drept să o facă. Orice instituție. Da, are modul ei de acționa. Pentru că, în definitiv, la urma urmei, cineva vine și spune că este parte a bisericii, dar de fapt face tot ce este posibil ca să rupă, ca să dezbină, ca să vină cu o idee care este exact greșită decât ceea ce afirmă exact. Biserica. Am mai putea continua mult dezbaterea noastră, un subiect interesant și e mult de spus în privința aceasta. Dumnezeu să ne ajute însă să fim printre cei care nu confundă libertatea adusă de niște idei din acestea care sunt erezii cu libertatea în Hristos. Da, Eugen, cred că merită să nu uităm și așa cum am început, textul de memorizat este din Ioan 17:17. Sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. N-avem altă apărare. Să ne ajute Dumnezeu să sfințim cu adevărat pe Dumnezeu prin cuvântul său. Amin. Amin.